Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Eșecul cred că poate fi definit printr-o serie de evenimente care nu au avut rezultatul scontat, cred, într-o primă fază. Poate fi luat foarte personal eșecul sau poate fi luat într-un sens de creștere, de testarea realității, de realizare a unde suntem într-un moment al vieții noastre. Este destul de amplă definiția eșecului, dar cred că pentru moment o să o lăsăm pe aceasta strict obiectivă. Depinde pe cine întrebi. Anumite persoane vor spune că nu este important și că e bine să ne concentrăm doar pe succes, dar cred că eșecul are o... e destul de stigmatizat, mai ales în societatea noastră. Ți se pune o prejudecată și o etichetă în momentul în care ai eșuat într-o anumită încercare, dar toți oamenii care au făcut ceva cu viața lor și toți liderii la care ne uităm au trecut printr-o serie de eșecuri destul de notabile. Vine acum în minte Les Brown, nu știu de ce, în momentul când mă gândesc la eșec, mă gândesc la speakerul motivațional Les Brown, care are o poveste de viață extrem de interesantă și presărată cu foarte multe eșecuri pe care noi le-am considerat eșecuri. Dar dacă nu întreprinzi nimic, dacă rămâi într-o zonă de confort extrem de comodă, niciodată nu o să descoperi care sunt punctele tale forte, unde poți avea de evoluat, unde poți crește, unde poți lucra. Rămâi într-o zonă caldă și care aduce ușor, ușor moartea. Și din punct de vedere artistic, evident sunt artist la bază, dar și din punct de vedere uman, absolut orice are la bază eșecul și aceste încercări care nu dau roade sunt foarte bune, sunt foarte bune, pentru că dacă lăsăm orgoliu rănit, că de fapt despre asta este vorba, și părerea lumii, cred că putem descoperi foarte multe lucruri care ne sunt de folos și lucruri care ne aduc o prosperitate mult mai îndelungată, nu neapărat pe moment. Deci cred că este o poartă, eșecul este o poartă spre succes, o poartă foarte valoroasă pe care cred că ar trebui să o fructificăm și să discutăm despre ea. Să spunem că e ok să greșești, e ok să nu știi, e ok să-ți fie teamă, e ok că poate că nu te-ai ridicat la un moment dat după un eșec sau ți-a fost mai greu. Să nu mai stigmatizăm atât de mult acest cuvânt eșecul și să-l acceptăm ca fiind parte, să-l facem constructiv, pentru că chiar cred că el este și poate fi. Păi nu vorbim pentru că ne este teamă. Eșecul cred că scoate la iveală vulnerabilități ascunse, scoate la iveală rușine, perfecționism eșuat, teama de a fi ostracizat, de a fi etichetat, de a fi etichetat ca fiind un om slab, un om ratat. Sunt foarte multe frici primordiale care acționează în momentul și se declanșează în momentul în care ne gândim la eșec, încât preferăm să-l ascundem și să ne concentrăm doar pe partea pozitivă, dar ea nu există. Partea pozitivă nu există fără cea negativă, nu există bine fără rău, nu există putere fără vulnerabilitate, ele nu există. Sunt lucruri, sunt noțiuni foarte abstracte și moarte în momentul în care vorbim de succes fără eșec. Și e ceva ce nu are viață. Ori orice om care a ajuns la un anumit nivel cu adevărat și a devenit un om autentic, a trecut printr-o serie de eșecuri, poate chiar insurmontabile la un moment dat. Poate chiar etape foarte grele din care s-au ridicat extrem de greu sau, știu eu, tentative de a-și lua viața. Sunt foarte multe cazuri și chiar Les Brown vorbea despre asta, momente grele în care nu știa ce să mai facă cu viața lui și credea că a ajuns chiar la fundul sacului. Deci
nu vorbim pentru că ne este frică de partea slabă din noi și ne este frică să acceptăm vulnerabilitățile. Ne este foarte frică de asta și înțeleg asta, înțeleg de unde vine, înțeleg că trăim într-o societate care ne forțează să fim numai puternici, dar tocmai din această cauză se creează foarte multe dezechilibre și vedem atâta anxietate, atâta depresie, atâta teamă de viitor, tocmai că lăsăm această parte sensibilă și delicată într-un colț, la o parte. Uneori pot fi cauze multiple, uneori poate fi un idealism, cred, poate fi calcularea șanselor un pic eronat, netestarea realității în totalitate, te iei după gura lumii, urmezi căi bătătorite pe care nu le crezi poate întru totul, lipsa încrederii în sine, sunt atât de multe cauze încât uneori poate fi o pandemie sau efectiv un timp greșit, economic, psihologic și chiar și emoțional. Pot fi blocaje emoționale pe care nu le conștientizăm și atunci ne duc pe pante eronate. Există foarte mult această autosabotare pe care mulți poate că nu o conștientizăm, dar ea este și persoane care au trecut prin eșecuri notabile și spun la un moment dat, domnule, am simțit că merg într-o zonă autodestructivă. Sunt atât de multe cauze încât e foarte greu să le epuizăm. Dar cred că cel mai important este să vedem ce e cu noi și să fim foarte onești, fiecare cu sine însuși, în momentul în care întreprindem ceva, să ne întrebăm de ce facem acest lucru. Uneori vrem să demonstrăm și nu e cazul, uneori vrem să acționăm în baza unor frustrări și niciodată nu e bine în momentul în care acționezi pe baza unor emoții care nu sunt până la capăt elucidate. Eu cred că este cheia către succes. Uneori sunt oameni care ajung într-o zonă de succes mult mai rapid. E o zonă, nu neapărat că nu li s-a dat totul pe o tavă, dar sunt oameni care poate că au plecat un pic mai echilibrați în viață și trăiesc poate într-o societate un pic mai organizată. Mă gândesc acum, nu știu de ce mi-a venit în minte tenismena Emma Raducanu, care evident la 18 ani a câștigat US Open. Nu pare genul de persoană care a avut foarte multe eșecuri înainte de asta. Evident s-a antrenat foarte mult, a avut toată susținerea, sunt convinsă că a fost într-un mediu în care i-a fost încurajată performanța și atunci a ajuns la acest succes fenomenal la 18 ani. Dar marele pericol vine de aici încolo. Pentru că sunt oameni ca și actori, ca și oameni care au afaceri, care ajung la un succes la o vârstă destul de fragedă și de acolo vine marea provocare. Unde te duci? Te duci în jos, adică poți să cazi foarte, foarte tare, sau te duci înainte în sus? Aici vine autosabot. Aici sunt niște mecanisme interioare care acționează în subconștientul nostru, în emoțiile noastre latente, care în momentul în care ai un succes foarte mare sau un eșec foarte mare, te pot destabiliza foarte ușor. Să fii foarte atent în acele momente, unde te duci. Deci, da, cred că este calea spre succes eșecuri, dar cred că și succesul poate să te ducă uneori în eșec dacă nu ești atent. Și te poate destabiliza foarte puternic. Adică ies niște lucruri atât de latente din tine încât nu știi ce se întâmplă. Persoane care câștigă la loto și se distrug într-un an de zile sau se ruinează sau mor din cauza faptului că nu știu cum să gestioneze aceste emoții foarte puternice. Posibil, eu cred că se poate, nu vreau să mă limitez să zic, domnule, e doar o singură cale, cred că se poate. Dar e foarte periculos, pentru că dacă nu înțelegi prețul succesului sau prețul unui anumit lucru pe care îl ai, e foarte simplu să-l iei ca atare și să devii arogant, să devii o persoană nesimpatică, să zic așa.
Și atunci cred că e mai bine să muncești pentru un anumit lucru, pentru că atunci când îl ai, chiar să-l prețuiești, să poți să înțelegi ce înseamnă munca, să poți să dai valoare, să poți să respecti pe alții care muncesc. În momentul în care ai succes, chiar dacă ai muncit, în momentul în care ai succes și ai ajuns în un anumit punct, dar fără aceste eșecuri, aceste loviri de propriile vulnerabilități, devii destul de arogant. Adică și chiar dacă ai avut la un moment dat eșec și la un moment dat mergi pe o pantă cu foarte multe succesuri, poți să devii arogant. Mă uit și în viața mea. La un moment dat crezi că ți se cuvine și niciodată nu ți se cuvine. Niciodată nu ți se cuvine absolut nimic. Chiar dacă sunt șanse, sunt atât de mulți factori care nu țin de tine, încât să crezi că ți se cuvine, este foarte periculos. Da, trebuie echilibru în absolut orice și cred că și mai important este în momentul în care simți că ai ajuns într-o zonă în care te dezechilibrezi, să apelezi la un specialist. Cred că este foarte important. Bine, hai să zicem, sunt oameni care nu au aceste ocazii. Să vorbești cu un prieten, să faci sport, să mănânci sănătos, adică este atât de important, dar și mai ales în ziua de astăzi să apelezi chiar la un specialist, să discuți, să spui că ai o problemă, nu este un semn de slăbiciune, este un semn de mare putere și nu se vorbește foarte mult despre aceste lucruri. Sunt oameni care eșuează, se închid în ei, tocmai pentru că sunt stigmatizați și acolo rămân. Și este important să spui, ok, am greșit sau am calculat greșit anumite șanse, e ok, mă șterg de praf și merg înainte. E un semn de foarte mare curaj și un specialist te poate ajuta la un moment dat în această direcție și chiar și prietenii, până la urmă, familia. Da, cred că depășim eșecul în momentul în care avem o conversație foarte onestă cu noi și acceptăm că putem greși, că suntem oameni, că avem un orgoliu, el poate fi lezat, dar nu asta ne definește. Adică sunt oameni care au trecut prin eșecuri, poate nu atât de mari, dar le-au perceput într-un mod atât de dramatic încât nu se mai pot ridica de acolo. Și este important să vedem ce poveste personală ne spunem, cum ne raportăm la aceste lucruri, ce valori avem. Cu toții știm că eșecul este inevitabil, dar depășirea dezastrului inițial cauzat de eșec este fundamentală pentru creșterea și bunăstarea noastră. Când ne uităm la cei mai de succes și mai apreciați oameni, de obicei vedem doar rezultatul final, faima sau premiile obținute peste noapte. Dar călătoria depășirii eșecului este una pe care trebuie să o urmărim mai atent. Depășim eșecul prin acceptarea faptului că am putut calcula anumite șanse greșit, că suntem oameni, că e normal să greșim și că e în regulă uneori în viață să nu ducem la capăt un lucru așa cum ne-am dori. E și parte din frumusețea vieții, că lucrurile au drumul lor, au finalitatea lor. E un balans pe care uneori e nevoie să-l iei și un medicament poate amar pe care e bine să-l accepti, pentru că în timp asta îți oferă grație, eleganță și echilibru. E important să ceri ajutorul dacă simți că nu poți ieși din acel eșec. E important să vezi ce poveste personală ți-ai spus în legătură cu acel eșec. Să nu îngropi emoții dificile, să ai conversații care poate îți provoacă disconfort, dar care aduc maturizarea și evoluția. Cred că este foarte sănătos la un moment dat în viața fiecărui om să aibă parte de eșec, de să simtă aceste emoții, pentru că ele ne fac oameni, ne fac umani, ne ajută să empatizăm cu ceilalți. Dacă am avea numai succesuri, cred că am devenit niște dinosauri, am devenit niște monștri. Pentru că suntem ființe foarte fragile, care nu cred că putem duce multe emoții pozitive sau sentimentul acesta de putere, nu îl putem duce foarte mult la nesfârșit și ne ajută un pic de echilibru. Deci cred că în primul rând te ajută la autocunoaștere și te ține cu picioarele pe pământ.
micile eșecuri, chiar și din viața personală, din viața profesională, te țin cu picioarele pe pământ. Dar iarăși este foarte important să nu te fii meschin în urma lor. Să înțelegi că e ok, adică orice ai face, orice ai fi, lucrurile pe care le avem, toate acestea sunt lucruri exterioare. Contează la sfârșitul zilei cine ești tu și că toate aceste lucruri, eșecuri sau succesuri, nu te definesc. Tu ca om ești făcut din alte lucruri și acestea sunt dincolo de succes sau de eșec, cum bine spune titlul emisiunii. Dincolo de eșec, aș încerc să mă țin, să stau departe de clișee. Dincolo de eșec, cred că este libertate, sincer. Când nu te mai lași definit de întâmplări exterioare, de câștiguri, pierderi, cred că devii un om foarte liber și împăcat și lucrurile acestea nu te mai pot atinge într-un mod în care să te dărâme. Cred că e foarte sănătos să te uiți dincolo de eșec, dincolo de lucrurile care noi, pe care noi le considerăm extrem de dramatice. Ce sunt? Sunt întâmplări exterioare. Adică, oare noi suntem făcuți din astea? Oare nu suntem mai mult de atât? Am în minte, mai ales în ultima perioadă, așa am stat și m-am gândit la un comedian foarte cunoscut din America, un stand-up comedian foarte, foarte cunoscut, Dave Chappelle îl cheamă, care în anii 2000 și avea un series pe Comedy Central care se numea The Chappelle Show și deja era, produsese el cu un prieten, el crea schițele, era super în vogă pe timpul respectiv, nu era Netflix, era Comedy Central unde se uita toată lumea și DVD-uri și s-a vândut extrem de bine, poate era unul dintre cele mai bine vândute la timpul respectiv. Și a făcut două sezoane și urma să semneze pentru al treilea. Și a ajuns într-o diferență artistică cu producătorii ceilalți, încât el a spus, ok, eu simt că de aici nu mai este valorificată creativitatea mea, voi vreți să mă duceți într-o zonă în care eu nu mai sunt comod cu ceea ce spun. Și atunci a plecat de la afacerea pe care îi ofereau ei, adică contractul pe care îl ofereau de 50 de milioane de dolari în anii 2004, a plecat de la asta și a renunțat efectiv pentru că a zis eu de aici nu mai pot, e ceva, o zonă în care eu nu mai mă simt comod și simt că mă schimb, mă transform în ceva, în ceea ce eu nu vreau să fiu. Și a plecat și a renunțat și a fost blamat ani de zile, 12 ani cred că a stat, pur și simplu a stat departe de ochii lumii, a zis am trăit o viață simplă pe ferma mea din Ohio. Și uneori mai apărea într-un parc și mai ținea stand-up comedy pe un cub sau se ducea într-un club, el fiind o legendă. Acum are un deal cu Netflix, e la a doilea sezon, la a doua emisiune special și în total a luat 50 de milioane de dolari. După 12 ani în care el a revenit și este, după părerea mea, pe lângă faptul că este un stand-up comedian absolut fantastic, este un filozof. Deci omul a ajuns, dincolo de un eșec pe care probabil l-au perceput ceilalți, într-o zonă atât de influentă și foarte profundă, spiritual, dincolo de comedie, încât este fascinant să te uiți la el, pe lângă faptul că râzi. Ceea ce mi se pare foarte rar. Deci cred că dincolo de eșec, să concluzionez, există libertate și, în primul rând, libertatea de gândire, care este... Nu poți să pui o etichetă pe ea. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.